găsit, doamnelor și domnilor, vă mulțumesc că ne primiți în casele dumneavoastră. Ei bine, în premieră în această seară să-l ascultați pe premierul Ciolacu cu primul anunț destul de concret despre noua lege a pensiilor. Vorbește despre o formulă de calcul, practic cum vor crește mai ales pensiile mici în 2024, și un specialist vă explică care sunt de fapt cele două variante, doamnelor și domnilor. Și de asemenea, șoc astăzi în Parlament la această asumare de răspundere pe măsuri fiscale. A fost dimineață un amendament pentru desființarea pensiilor private, pilonul 2. De fapt, deveneau opționale. Cine a vrut, de fapt, să-i lasă pe cei 8 milioane de salariați fără această pensie privată? Vă explicăm în această seară, când vorbim și despre scandalul ținerii României departe de Schengen și cum se joacă povestea asta. Premierul vrea să dăm în judecată Austria, președintele nu prea este de acord cu această chestiune. Unde, sau de fapt, care mai este alternativa pentru România din decembrie încolo, când, cum bine știți, austriecii trebuie să-și exercite sau nu din nou acel drept de veto pe care l-au exercitat și până acum. La fel de important, doamnelor și domnilor, milionarii de carton ai României ajung să trimită în spital prin inconștiența lor anumite persoane. O să vă arătăm un caz dramatic în această seară, când vorbim și despre o achiziție fabuloasă pe care o va face România, o achiziție trimisă astăzi către Parlament, știți, în povestea asta cu gaura mare din buget, 6,5 milioane de dolari, cam asta e achiziția, pentru ce anume vă explicăm în această seară, dar mai întâi, pentru că e o premieră, vreau să-l ascultați pe premierul Ciolacu apropo de noua lege a pensiilor, de fapt probabil cea mai așteptată lege după promisiunile făcute de Partidul Social Democrat. A existat un contract cu Banca Mondială, au pus trei variante de legea pensiilor, atât noi, cât și Comisia consideră că sunt inechități foarte mari în sistem, între pensiile foarte mici și pensiile foarte mari. Nu pot să băresc TVA-ul, să suport, să tai puterea de cumpărare și a celui cu 1000 de lei și a celui cu 100.000 de lei, în mod egal. Nimeni nu mai acceptă așa ceva într-o Europa socială. Eu, primul ministru, doresc să trec legea pensiilor anul acesta. Avem aceeași viziune ca și Comisia în ceea ce privește pensiile generale. Și vom merge până la sfârșitul anului, astfel încât la 1 ianuarie să avem o nouă lege a pensiilor. Cu adevărat. Este normal și corect, nu că sunt eu de la un partid social-democrat, ca pensiile mici să fie primele mărite. Nu putem mări cu același procent pensiile mici cât și pensiile mari. Da, deci pensiile mici trebuie primele mărite și nu e același procent pentru toate pensiile. Îi salut în această seară pe Bogdan Ficiac, Vladimir Ionaș, Oana Florea PSD și din partea opoziției Antonio Andrușceac. De aceea, pentru că încă nu sunt foarte clare, să le spunem așa, cele spuse de premierul în funcție, am adus un specialist să vă explice lucrul acesta. Anton Hader vă explică chiar acum. 111,5 miliarde sunt necesare pentru acordarea pensiilor, deși vor fi necesare mai multe, pentru că au ieșit mai mulți la pensie. Dar în legea bugetului... 2023. Da, în legea bugetului aceasta este suma. Ministrul Finanțelor, într-o discuție publică la care am participat și eu, a spus că anul acesta, anul viitor, vor fi date la pensii 15-16 miliarde. Asta înseamnă perfect 14%. Ceea ce înseamnă 127 de miliarde pentru 2024. Ce va face cu ele depinde de guvern. Ce ar putea să facă cu ele sunt cele trei variante. Ar însemna ca punctul de pensie să se ducă de la 1785 la 2035 și inechitățile ar crește tot cu 14%. Deci niciodată nu s-ar mai rezolva inechitățile. Știu cei de la pensia asta. A doua problemă, inechitățile. Toată suma se meargă la inechități, îi pierzi pe ceilalți. Îi super pe ceilalți. Da. Evident, se supără și ei. Pe de altă parte, nu poți să nu dai ceva și la indexare, că e lege, indiferent care o fi. Deci tăiem, doamnă, și indexare și inechități și rămâne varianta mixtă. În ordinea evidentă,
pe care o discutam de multe ori la emisiunile noastre, inechități plus indexare. Pentru că dacă dăm invers, iarăși cresc inechitățile. Inechități plus indexare. Cum va fi? Formula, aproape că vine să bag mâna în foc, dar știți că nu e bine să bagi mâna în foc pentru nimic și pentru nimeni. Că va fi formula din legea 127, am aflat din surse puternice, adică pensia e numărul de puncte ori VPR-ul, VPR-ul cu formula clasică, valoarea punctului de pensie împărțită la stagiul complet de cotizare, care va fi 25. Așa mi s-a transmis de la nivelul înalte. Da, domnul Andrușceac, deci clar va fi și indexare și rezolvare de inechități, ceea ce e un lucru bun până la urmă, dar pensiile mai mici cresc mai mult, asta înseamnă, așa cum spunea și domnul Hader, că cel puțin cei care au fost pe grupe de muncă, acolo punctajele vor fi tăiate. Chiar dacă pensia în mână efectiv va rămâne aceeași. Deci cum rămâne cu inechitatea? Că oamenii aia au plătit pentru acele grupe de muncă, au primit niște bani și au contribuit. Eu nu știu acum dacă e vina lor sau, evident, vina statului că nu au plătit acele dări pe partea de grupe de muncă și banii aia nu s-au regăsit în pensiile oamenilor. Eu aș vrea să văd că trece această lege și de CCR cu creșterea asta a pensiilor și a salariilor gradual. Eu aș fi făcut altfel, eu aș fi scutit până la într-un anumit plafon de orice taxe și impozite pe modelul altor țări și pe principiul pe care l-am mai enunțat. N-ai de unde să dai, mai bine nu mai tai de la unele lucruri, adică nu le iei oamenilor bani din buzunar dacă n-ai unde să pui. Ce a enunțat Marcel Ciolacu astăzi în plenul celor două camere reunite, ce să zic, să dea Dumnezeu să se întâmple așa. Nu mă mai întorc să întreb de ce nu s-a făcut până acum, că a vorbit și de corporații. Spune că tatonare finală la Bruxelles. Vă referiți la legea pensiilor? Absolut. Clar, anul ăsta trebuie să venim cu un proiect de lege votat în Parlament care să rezolve inechitățile. Toată lumea e de acord. Unu, că există inechități și ele datează de ani de zile și că odată pentru totdeauna trebuie rezolvate. Toată lumea este de acord că trebuie mărite pensiile mici și, într-adevăr, așa este. Dacă mărești cu același procent toate pensiile, evident, alea mici cresc puțin, cele mari cresc mult. Și atunci inechitățile devin și mai evidente sau diferența între pensii. Deci e clar că trebuie găsită o formulă astfel încât să ridicăm pensiile mici. Nu s-a avansat o cifră, înțeleg că minim va fi inflație, dar se dorește să se mărească mai mult. Iese și jalon PNRR, deci lucrurile în acest an vor fi rezolvate odată pentru totdeauna. Garantat, spuneți lucrul ăsta. 100%, nu am niciun dubiu. Oamenii aud promisiunea asta de un an jumate. Nu am niciun dubiu pentru că știu că proiectul deja este... Deci de un an jumate este... Budăi spune asta și nu s-a întâmplat. Tocmai de aceea, pentru că știu că proiectul este într-o fază avansată, că discuțiile la Bruxelles deja au intrat în linie dreaptă și odată agreate și votate în Parlament, nu văd cum ar putea fi lucrurile diferite, pentru că după ce dezbați atâta, după ce ai trei formule și o agrezi pe cea, varianta cea mai bună, nu văd de ce lucrurile n-ar merge într-o linie dreaptă și odată pentru totdeauna să rezolvăm aceste lucruri care durează de ani de zile. Și sper să nu vă împiedicați că astăzi în Parlament, și aș vrea să le arăt oamenilor acum, amendamentul care a circulat de fapt în această asumare de răspundere nu are, doamnelor și domnilor, absolut nicio legătură cu măsurile fiscale, dar pentru că atunci când guvernul își asumă răspunderea pe procedură, parlamentarii au dreptul să depună amendamente, asta nu înseamnă că ele sunt și acceptate, a apărut acest amendament pe care îl vedeți acum pe ecran. Practic, ce se întâmplă acolo? Se modifica toată logica apropo de pensiile private, cele de la pilon 2, până în momentul de față 8 milioane de salariați au contribuit acolo și devenea opțională treaba asta, mai încercat o dată PSD-ul. Au fost obligați să contribuie acolo prin au fost obligați să contribuie acolo, corect, cum spune domnul Ficiac, prin lege. S-a mai încercat asta pe vremea lui Dragnea, nu s-a reușit atunci, dar s-a încercat, așa poate nu remarcă nimeni acest amendament. Îl salut și pe domnul Alexandru Cociș de la opoziție. Practic, domnule Cociș, nu și l-a asumat nimeni, dar înțeleg că totuși ar veni din zona PSD-ului. E informația dumneavoastră acest amendament?
Bună seara, dumneavoastră și telespectatorilor dumneavoastră. Da, mie mi-au confirmat inclusiv parlamentar PSD că a fost amendamentul lor, trimis de la grupul lor parlamentar, dar neasumat de către o persoană, pentru că grupurile parlamentare pot trimite asemenea amendamente. Eu cred că au vrut să testeze apele, urmă au văzut reacția, s-au speriat și nu l-au mai recunoscut. Și dacă vă amintiți, nu este prima dată când PSD-ul atentează la banii. Uitați, aveți aici o replică de la doamna Florea, PSD. Nu e așa? Stimate coleg, eu am fost la ședința de grup de luni, nu s-a discutat așa ceva. Deci exact, nu, nici, exact măcar, nici măcar nu s-a măsurile. Discutat, da, apoi să se mai depună, să am se mai... Și doamna cine l-a scris? O secretară? Cu tot respectul pentru noastră, așa ați spus cu absolut toate măsurile care au fost asumate astăzi de către guvernul celălalt. Mai țineți minte, doamna Crăciulescu, când dezbăteam pe surse tot felul de variante, de modele și spuneau, nu, domnule, dar nu există un variant oficial, dar cine și-a asumat, domnule, așa ceva? Dar unde ați văzut, domnule, documentul ăsta? Și astăzi le-am văzut pe toate. Exact așa a fost și cu acest amendament. Păi, da. Dacă eu vă spun că la ședință nu s-a discutat așa ceva, mă contraziceți că n-ați fost acolo. Eu am venit aici extrem de speriat, m-am închis în baie de frică când am auzit pe toată media că vor ăștia să fure 90 de miliarde de la pilonul 2 de pensii. Și am venit să întreb onorații dumneavoastră invitați, care e treaba cu pilonul ăsta 2 de pensii? Pentru că așa cât știu eu, la cât știu eu, pensii sunt bazate într-un fel pe un principiu de solidaritate. Generațiile actuale plătesc pentru generațiile trecute, că punctul ăsta de pensie e un algoritm, că dacă ar fi să le ia pe contributivitatea de acum 30 de ani, ar lua 12,30 lei, nu probabil, 1200 de lei, da? La pilonul 2, din câte am înțeles, unde sunt prin lege obligați, ăla, din câte am înțeles eu, e cu un randament foarte bun, dar e un fel de fond de investiții, cum au și băncile. Bagi niște bani acolo. Deci bagi bani acolo. Deci care ar fi, vreau eu să știu, ca să ne lămurim, da, pe pilonul 2, oamenii ăștia care au fost obligați ani de zile să plătească acolo, care e vreo și s-au strâns vreo 90 de miliarde. Deci dacă au dat vreo 10 ani acolo, când au ieșit la pensie, din ce au dat acolo 10 ani, pot să-și ia 10 pâini? Știe cineva cât vor primi ei de acolo? Știm foarte sigur că cei care câștigă cel mai bine, sunt administratorii acelor fonduri de pensie. Acolo nu e nicio problemă, ăia și-au bănuții. Dar ce se întâmplă cu acei bani? Cât vor lua oamenii ăștia când vor ajunge la pensii? De asta nu zice nimeni. Bă, să fură banii ăia. Mă, dar cine îi fură? Îi fură? Domnul Ionaș aș vrea să vină cu opinie că el e cel mai tânăr și a contribuit sigur acolo. Eu n-am treabă că am depășit. Pe asta zic. Domnul Ionaș de ce nu-i lasă să fie opțional? Că poate unora le convine să meargă pe punctul de pensie și să nu dea acolo unde nimeni nu știe ce va fi când vor ieși ei la pensie. Deci aici să răspundem, nu că toate certurile astea vedeți politice, bă, că voi furați, m-am săturat, dracu, de voi furați, voi furați. Cât le dați banii? Cât le dați pensie la ăștia care au plătit ani de zile obligați la pilonul 2? Câți bani le dați la pensie? Eu am contribuție la asta privată, la o, la una dintre firme care îmi trimite anual, ce-i drept, și am văzut și altă firmă soției mele, îmi trimite anual câte la începutul fiecărui an o scrisoare cu suma care s-a acumulat și știu din ce am citit eu acolo că atunci, în momentul în care ies la pensie, eu nu mai cred că ies vreodată, dar așa scrie acolo, când ies la pensie, am dreptul să aleg dacă să retrag toată suma care se cumulează odată sau să o par pe o perioadă. Da, ați citit eu, că vă impozitează vă spun, statul cu 10%? Am citit și asta, da. Eu asta înțeleg că ei fac, probabil aici e problema, că aceste fonduri care acești administratori și joacă, să spunem între ghilimele, da, acești bani pe care îi cumulează și suma, pot scoate, da, pot scoate profituri mari pentru ei sau nu. Pe mine discuția despre pensii, evident că nu mă interesează atât de mult ca pe mulți alții din generația mea, pentru că suntem convinși că până ar veni timpul ăla, probabil se va duce pensia undeva la... Eu sunt de acord cu acea discuție despre solidaritate, sunt conștient că trebuie să plătesc pentru cei care sunt astăzi la pensie, pentru că altfel nu ar avea statul de unde să le plătească.
ar trebui să mărească și, într-adevăr, e o problemă. Nu poți să mărești nici numai pensiile mici, pentru că dacă sunt unii cu pensii mari pe contributivitate, nu au nicio vină, că au muncit și au bani mai mulți. Pe de altă parte, nu poți nici să mărești la toți, că o să mărești mai puțin. Deci trebuie să găsești un echilibru. Aici specialiști. Vreau cu domnul Ionaș aici, rog, că i-a zis că o variantă e că poți să-ți iei banii. Păi aia poți să o faci și la bancă. Depui banii și când vrei, ți-i iei. Și a doua variantă, banii pe care i-ați depus, păi dacă ar fi la pilonul întâi să le împartă banii pe care i-au depus în contributivitate în ultimii 30 de ani, nu iau nimic, no, înțelegeți? Nu, Ficeacă, eu oricum nu mă aștept să mai iau nici de acolo, nici de acolo, așa că nu știu ce vă mulțumesc. E o diferență aici, e o diferență aici între pensia care era pensia, haide să zic, publică, pensia de stat și pensia de la pilonul ăsta a doi. Aici există posibilitatea ca în cazul nefericit în care nu te mai bucuri tu de pensie, exact, se bucură urmașii. Aici exact e un lucru. Ce adică este? Poți lăsa moștenire sumele acumulate. La bancă, domnule, la bancă e bun, același lucru. Bun, ce se întâmplă este că mie îmi dă o companie la care am fost direcționat, deci n-am ales-o eu, vorbește foarte frumos cu mine ca și m-ar fi cunoscut de o viață, dragă Antonio, îmi spune și îmi spune cât am plătit în fiecare lună și cât am acumulat. Deci mie îmi dă lunar cât, cu cât participi. Bine să fii deputat. Însă vă spun un lucru. Comisioanele și felul în care statul a negociat, știu și eu, trimiterea noastră către diferite companii, către diferite fonduri din astea de pensii private, e un lucru care iarăși ne-a scăpat de sub control, pe care iarăși nu-l cunoaștem, pentru că cine nu a optat a fost direcționat. Și acum că mă direcționează pe mine cu un salariu de câteva mii, cu o indemnizație de câteva mii de euro, într-o parte, și pe unul la cine știe ce alt fond cu un salariu de 3.000 de lei, e o diferență mare cum se aleg lucrurile absolut astea, e o diferență mare. Da, da, se pune întrebarea și cine a vrut astăzi să profite, atenție. Comisioanele alea mari care se iau, că aici se câștigă foarte mulți bani. Comisioane. Dar domnule Ionaș, acolo s-au strâns 90 de miliarde, asta adică cine vrea a vrut astăzi să se joace cu 90 de miliarde. Eu n-am nimic cu acel amendament, cu o singură, adică am o întrebare. Adică hai să fim bărbați. Ce spuneau conform acelui amendament? Se oprește această chestiune și ulterior fiecare depune dacă vrea, își face o pensie privată, dar cu banii aia ce se întâmplă? Se mutau la stat sau îi dădeam nou? Ca să înțeleg era cotizația. Că dacă îi dădea nou, n-aveam o problemă. Aici sunt banii oamenilor. Exact, dar nu era așa. Iertați-mă ca să... Deci aici mi se pare absolut corect să-i dea omului posibilitatea. Bă, merg mai departe sau dacă nu, nu mai merg. Dar banii ăia sunt ai mei. Poate acoperau gaura, nu se știe. Sunt ai dumneavoastră sau ai familie în cazul nefericit în care mori. Dar nu mă obligi să bag banii acolo. Nu mă obligi, dar nu mă obligi să depun la bancă lunar 6% să-mi fac eu depozite. Păi nu, că dacă îi depui la bancă, poți să-i tragi până în vârsta de pensionare. Aici banii ăștia nu poți. Aici nu poți să iei. Aici până la vârsta de pensionare sunt ai lor. Băieții fac ce jocuri financiare vor cu banii noștri. Și aici aș fi vrut să văd, am și eu o creștere, pot și eu să mă joc cu banii ăștia în cadrul fondului și să spun, uite, eu vreau să banii mei să-i folosiți cu un grad de risc mai mare ca să am un profit mai mare. Sigur, sau cum? Ca la o pensie privată clasică. Trebuie să mai dau o informație importantă, pentru că tot astăzi în acest mesaj public al domnului Ciolacu am văzut că trebuie să facem ceva cu Schengen, trebuie să facem ceva cu Austria și de acolo e o gaură importantă în buget, dacă e să luăm de bune ceea ce a spus ministrul transporturilor, 2% din PIB pierdem pentru că nu am intrat în Schengen. Și o să vă arăt ce interese are Austria. Austria este un soi de cal troian al Rusiei în UE și practic ce generează toată această palmă, nu știu cum să-i spun, acest veto nejustificat contra României. Au
Austria este calul troian al Rusiei în Europa. Este concluzia care se desprinde dintr-o analiză a jurnaliștilor de la revista germană Politico pe subiectul extinderii spațiului Schengen. Importurile Austriei de gaze rusești în valoare de 7 miliarde de euro au atins nivelurile de dinainte de izbucnirea războiului. În prezent, de la Viena se transferă mai mulți bani către Rusia decât suma totală a ajutoarelor acordate Ucrainei. Pe de altă parte, Austria este singura țară din UE care mai are încă bănci active în Rusia, finanțând astfel indirect agresiunea Rusiei asupra Ucrainei. Astfel se conturează tot mai mult ideea că, de fapt, Rusia este cea care nu ne vrea în Schengen și practică un fel de șantaj, așteptând ceva la schimb de la UE. Să fie oare aceasta explicația reală pentru refuzul constant al cancelarului Karl Nehammer de a accepta România în Schengen și nu faptul că spațiul Schengen ar fi distrus? Atunci de ce am votat anul trecut cu Croația? Dacă e așa de distrus Schengenul, eu n-am nicio problemă ca Austria să iasă din Schengen. Să-și facă ziduri kilometrici, cu sârmă ghimpată și electrice, să iasă din Schengen și noi o să ne descurcăm în interiorul Schengenului fără probleme. România continuă să fie lovită de Rusia prin intermediul Austriei, pentru că prin asta Moscova urmărește de fapt știrbirea încrederii românilor în UE și în final chiar distrugerea UE. În afară de consecințele politice și morale pentru românii care sunt umiliți la cozile din aeroporturi, paguba economică pricinuită României de neacceptarea în Schengen se ridică la peste 2% din PIB, motiv pentru care statul român va lua în calcul chemarea Austriei în judecată la CJUE. Până atunci însă Rusia continuă să-i jupoaie pe români și prin intermediul OMV, în spatele căruia de mult timp se vorbește că de fapt s-ar afla tot rușii. Faptul că OMV vrea tot gazul românesc din Marea Neagră și ne-a dat în judecată pentru că a modificat anul trecut legea offshore, spune totul despre comportamentul de grofi al austriecilor. Iar dacă la asta mai adăugăm faptul că băncile au ce din România își cară cu nesimțire tot profitul la Viena, avem deja tabloul complet al motivelor pentru care România este ținută în afara spațiului Schengen, deși îndeplinește toate condițiile cerute. Istoria Austriei de la prăbușirea Imperiului Habsburgic în 1918 a arătat ceva. Țara are nevoie de supraveghere externă. Lăsați pe cont propriu, cele mai rele instincte ale austriecilor se manifestă într-un mod cel puțin ciudat. În timp ce se ascunde în spatele neutralității, Austria profită de pe urma vecinilor săi și a Statelor Unite și va continua să facă acest lucru până când va fi presată să schimbe cursul, concluzionează jurnaliștii de la Politico. Așadar, domnule Curciș, președintele zice că mai bine nu dăm în judecată Austria, premierul Ciolacu spune cu fermitate că ar trebui să-i dăm în judecată dacă mai folosesc o dată dreptul de veto. Noastră ați depus o inițiativă legislativă. Cum scăpăm din povestea asta? În primul rând, să știți că mă bucur că pentru prima dată pare că ne îndreptăm către o decizie fermă prin care să răspundem Austriei și chestiunea aceasta cu președintele Iohannis, care se opune reclamării Austriei la Curtea de Justiție a Uniunii Europene, am auzit-o încă din vară, de când Eugen Tomac a reclamat de unul singur Austria la CJUE și cerea statului român să intervină ca parte în proces. Eu am depus o inițiativă legislativă tot din vară, din vacanța parlamentară, atunci când ministrul nostru de interne, Cătălin Predoiu, s-a dus la Viena, dacă mai țineți minte, să discute despre opoziția Austriei. Iar ministrul de interne austriac, Gerhard Karner, l-a umilit literalmente, în direct, ieșind la finalul discuției, în conferința de presă comună, ca să spună că Austria se va opune în continuare aderării României la spațiul Schengen. Și atunci am luat decizia de a modifica legea 373 pe 2013 privind colaborarea dintre Parlament și Guvern în domeniul afacerilor externe, prin introducerea noțiunii de stat obstrucționist, adică acel stat care în mod abuziv și repetat
votează împotriva intereselor României de a deveni membru al Uniunii Europene cu drepturi depline conform achisului comunitar, pentru că noi nu cerem nimic altceva decât să se respecte achisul comunitar, regulamentul comunitar. Și pe cale de consecință, dacă această inițiativă ar fi adoptată, atunci reprezentanții țării noastre ar trebui să voteze în oglindă împotriva intereselor acelor state. Adică președintele în funcție, că va mai fi domnul Iohannis sau va veni un nou președinte, acela va trebui în orice astfel de speță să dea veto. Președintele, ministrul de externe, ministrul de interne în cadrul Consiliului Jai, pentru că sunt mai multe voturi pe care le exercită România, dar doar atunci când votul României este esențial, în sensul în care acel stat depinde de votul României. Exact ceva de genul o obstrucție pe care o facem acum noi cu NATO. Dacă nu le-am îndelungat așa cererea. Vă rog, domnule Ionaș. Două lucruri foarte scurte, pentru că s-a vorbit foarte mult de această poveste cu CJU. Românii n-ar trebui, pentru că tot politicienii au ridicat așteptările legate de Schengen, ar trebui ca politicienii să înțeleagă că a venit momentul să le explice românilor că e extrem de greu să se întâmple în perioada următoare. O plângere la CJU ar însemna o perioadă extrem de îndelungată de timp și doi, CJU nu dă titluri executive. O țară poate să nu țină cont de decizia CJU. Adică e mai simplu ca președintele să dea cont atunci. Cea mai bună soluție, evident, putem să o facem și pe asta dacă vrea statul român. Cea mai bună soluție e aceasta pe care văd că guvernul României o pune în aplicare. Dacă Turcia a putut 6 ani să nu lase ofițerii Austriei să participe la ședințele NATO, tot pentru o negociere politică, poate și România. În toamnă, Austria are un interes extrem de mare la OSCE. România trebuie să joace la fel. Să nu uităm că și dacă convinge mâine Austria, noi mai avem o luptă importantă, trebuie să ajutăm Bulgaria să convingă Olanda. Să nu uităm că Olanda are alegeri și la cum arată sondajele de opinie nu o să fie un parlament și un guvern foarte prietenos cu zona noastră. Deci haideți să nu mai ridicăm nivelul ăsta de așteptare pentru în rândul societății, ca pe urmă tot în capul politicului să se sparg. Eu nu înțeleg de ce nu politicienii privesc acest, le explică românilor, domnule, un drum greu. Să avem două țări care se opun, una direct nouă, una partenerului nostru, trebuie să mergem mai departe cu partenerul nostru, că știu că în istorie noi am mai părăsit partenerii, am mai întors, dar de data asta vrem să mergem până la capăt, că așa e frumos. Și când vom reuși să convingem cele două țări, vom intra, vom vedea dacă reușim la anul, pentru că discuția, din câte înțeleg, pe asta se poartă la anul, să intrăm măcar cu aeroporturile. Problema majoră pentru noi din punct de vedere economic nu e că ne plimbăm noi mai repede și nu mai stăm în vamă, e pentru tiruri, da? Și pentru transportatorii mari de marfă care pierd foarte mult timp și bani. Am fost săptămâna trecută la Bruxelles la Comisia de Control la Europol și să știți că am solicitat special o întâlnire bilaterală cu delegația austriacă. Chiar am vrut să înțeleg în opinia lor care e problema asta cu Schengen. Acum, din punctul meu de vedere, și aici pur și simplu, dacă mi se permite, trag o concluzie la tot ce s-a discutat până acum. Este evident că este o decizie politică. Nu are legătură cu dotările tehnice, nu are legătură cu migrația. Asta înseamnă că mai prost. Deci la o decizie politică se răspunde politic. Este clar? Să ne prindem de și mult. Și dacă la asta adaug faptul că au un partid de extremă dreaptă naționalist la 30% acum și că anul viitor au alegeri, este clar că perspectivele nu sunt atât de bune. Să vă mai arăt ceva, tot de la Marcel Ciolacu, trecem de la Schengen la mită. Vedeți avertismentul premierului. Românii de bună credință se întreabă ce se va întâmpla cu taxele și impozitele lor. Dacă acești bani vor fi bine cheltuiți sau vor ajunge prin vreun portbagaj. Înțeleg aceste îngrijorări ale românilor și tocmai de aceea, astăzi, de la tribuna Parlamentului, vreau să transmit un mesaj foarte clar pentru toți cei care sunt în serviciu public, politicieni sau nu. Această guvernare este despre reforme și economie, despre binele românilor și dezvoltarea României. Cei care vor să folosească funcția publică sau politică pentru beneficii personale nu vor fi tolerați în această guvernare și nu se vor putea ascunde după carnetele de partid. Am văzut că cei care clamau fără penali acum fac scut în jurul penalilor.
Cel mai platou de la cea mai echipă. Ia vino un coach. Hai. Masa 28. Ce avem aici cu Miciuța? Platou Paul. Cel mai cel. Nu vezi, are Dorea, are Cristomis, are Caracati, are abia îl țin. Hai. Mi s-a oferit mie ocazia de a aduce peștele de aici de la Vatopedo, pește binecuvântat de părinți, în meniurile tavernei, atât cât și pe Fiștul Dor, pentru a fi consumat de întreaga Românie. Ăsta, ca să știți cum stăm, stăm la fel ca anul trecut. Hai că vine rău de tot. Da, milionarii de carton ai României, doamnelor și domnilor, 4 restaurante aici, majoritatea închise în România, un milionar de carton, domnul Pescobar, cu mașini de lux, cu case, cu... E, cum a făcut lucrurile astea? Vânzând și mâncare stricată, și lucrurile astea nu sunt doar așa, pentru că era și mâncare de fițe, toată lumea se duce acolo. Vă arăt cazul șocant al unei doamne pe care o salut acum, Vasile Florentina. Înțeleg că v-ați dus pe 22 aprilie acolo, avem și filmarea, v-ați dus așa, că e de bon ton în lumea capitale să ajungi la aceste restaurante de fițe, dar vreau să îmi spuneți, doamnă, ce ați pățit după. Deci, bună seara. Eu am fost pe 21, da, aprilie, cu prietenele mele, am ieșit așa la o seară liniștită și am ajuns în zona Victoriei. La un moment dat ne-am prezentat acolo, am mâncat ceva, până la 12 noaptea, adică 22 deja, am ajuns la urgență din cauza la pește. A, văd aici actele medicale, care sunt foarte urâte. Da, eu am avut leucocitele foarte mari. Cum mi-am dat seama? Eu la 2 zile am văzut că nu-mi reveneam, am chemat ambulanța acasă și mi-au văzut leucocitele 1400, din care vorbim deja despre o bacterie. Iar acel doctor mi-a spus așa, că dacă mai stăteam câteva ore, eu puteam să mor. Înțeleg că au trecut 4 luni și încă mai sunteți cu pumnul de medicamente. Da. Eu acum consult și un psiholog, bineînțeles. Eu din luna mai, deci eu din aprilie, de la sfârșit, cam de pe 22 până la sfârșitul lui mai, eu am stat la pat. Deci credeți-mă că familia mea m-au ținut numai în regim. Am ieșit doar așa la aer un pic, deci nici pe stradă, nicăieri n-am mai ieșit din cauza la frică, la teamă. Eu m-am speriat foarte tare. Eu nu mai știam de mine, eu am crezut că mor. În momentul ăla când eu am căzut jos, m-am aruncat în curte, m-am aruncat la... Deci am căzut, efectiv, nu mai știam de mine, nu mai știam cum mă cheamă, nu mai știam unde să-mi dau capul. I-am cerut astăzi domnului Pescobar un punct de vedere, înțeleg că e pălatos, se roagă... Nu, domnul Pescobar nu ia măsuri, în primul rând. Noi am lăsat un mesaj, iar el, nu știu cine se ocupă de pagina lui oficială, iar el mi-a văzut mesajul, nu m-a băgat în seamă. Toată lumea care se duce acolo să le lase un mesaj la toată lumea care doar se duc așa de fițe, plătești mult și ajungi la moarte. Nu există. Toată lumea vrem să mâncăm la restaurante de fițe, dar ăla nu este un pește sănătos. Credeți-mă că eu, Colind, am fost și în Italia, eu am jumătate de familie în Italia și știu ce înseamnă peștele sănătos, nu pește congelat, care îl vinde la lume și ajungem cum ajungem și după aia nu mai știm de noi. Și dacă îl vezi da în judecată pe domnul Pescobar, i-am cerut un punct de vedere, asta vreau să precizez, chiar și în scris, nu ne-a răspuns până la ora asta, ar trebui, pentru că aici, într-adevăr, și pe actele medicale, e o problemă gravă de sănătate. Îl dați în judecată? Sigur, eu vreau să iau măsuri în privința lui și vreau să ajung cât mai departe. Eu o să cer... Nu pot să las o situație de genul ăsta, pentru că nu-mi dă nimeni banii de psiholog, nu-mi dă nimeni banii pe medicamentele care le-am cheltuit, iar eu am ajuns în străinătate până la biopsie la stomac. Deci eu am vrut de mult să dau de el și am vrut chiar să intru în direct la dumneavoastră, oriunde, ca să-l fac și eu de râs, să vadă ce înseamnă să vinzi un produs care nici măcar nu era ceva proaspăt pe piață. Adică eu mă duc într-un restaurant, eu îți bag bani în buzunar și eu ajung acasă cum?
să-mi iasă ochii din cap? Da. Nu există. Mare atenție! Deci, sunt restaurante de fițe, dar atenție și mai ales autoritățile, acum le-au închis. Dar e bine de cunoscut această poveste. Îi mulțumim doamnei Florentina Vasile. 10 secunde, doamnelor și domnilor, după care vă arăt cea mai mare achiziție pe care vrea să o facă statul român. Actele au fost trimise astăzi către Parlament. Este vorba de 6,5 miliarde de dolari. Ei bine, doamnelor și domnilor, armata face cea mai scumpă achiziție, 6,5 miliarde de dolari pentru 32 de avioane militare F-35 Costi Soare. Ne explică pentru că astăzi hârtiile au fost trimise către Parlament. Bună ziua, bun găsit tuturor! Conform legii, după ce decizia a fost luată în CSAT, Ministerul Apărării Naționale a făcut această solicitare către Parlament, pentru că vorbim despre o sumă foarte mare. 6,5 miliarde de dolari va achita România americanilor pentru achiziționarea 3 escadrile de avioane F-35. Inițial, în prima fază, vor fi cumpărate 32 de aeronave, cu tot ceea ce înseamnă instruirea personalului, simulatoare de zbor, muniție și tot ce este nevoie pentru ca acestea să funcționeze de imediat ce ajung în țară. Bineînțeles că vorbim despre un proces de durată, nu vor ajunge imediat în România. Important este de precizat că aceste avioane sunt cele mai performante în acest moment din lume, folosite de state foarte puternice din Europa și nu numai. Sunt avioane care pot acționa atât pentru poliția aeriană, cât și pe intervenții rapide. Pot decola, de exemplu, de pe o autostradă, pot ateriza în punct fix. Iată o achiziție pe care Armata României vrea să o facă pentru a-și îmbunătăți flota. În acest moment, România are doar 16 aeronave de tip F-16, achiziționate din Portugalia și urmează încă 32 pe care România intenționează să le cumpere din Norvegia. Unele dintre ele vor ajunge chiar la sfârșitul acestui an. Mulțumesc mult, Costi Soare. Domnule Andrușceac, F-35 e comandă sau ce ați înțeles din acele acte de la Parlament? Că înțeleg că noi plătim 6,5 miliarde. Și când am, vă aduc aminte de corvetele pe care le comandasem, am plătit bani. Acolo n-am plătit. Și după aia nu, dar ne-au spus după nu știu câți ani că nu le mai pot livra. Vă mulțumim frumos, nu așa. Acum am mai plătit, mai avem de așteptat puțin și până probabil s-o perima și tehnologia asta cu sistemul ăla antirachetă. Am plătit vreo 5 sisteme, am primit unul. Acum merge greu cu vama, cu astea și cu tranzitul ucrainean dublat. Da, dacă zis ceva de vamă, vreau să vă arăt imaginele zilei. Ce vreau să vă spun este că nu înțeleg de ce trebuie să plătim lucrurile astea în avans. Noi, prin ceea ce facem, o fi o obligație, ceva, o avea cineva o obligație. Acum dumneavoastră ați zis, eu n-am zis că plătim vreo tribut, vreo taxă de protecție mascată, nu zic eu asta, Doamne, ferește. Dar, cum dai, că tu practic faci niște comenzi și susții industria militară a altor state, tu plătești în avans pe ceva ce-ți promit ei că o să-ți dea. Păi așa se face, dacă te duci, mai dai nimic. Banul, iei telefonul ăsta, așa nu, se face. Mai puteam să face niște avioane de jucărie, nu? Păi nu, că noi dacă vrem să le cumpărăm nouă, ni le dă pe ăsta de 10 ani. Sau dacă vrem să luăm unele F-16. Da, vin și ne spun, domne, dați voi banul acum, că noi pe asta am, doamna deputată, asta am votat noi în Parlament, am ieșit la tribună atunci și am spus. Păi de ce facem asta? Și de ce în cazul unui litigiu nu prevalează legislația română, ci legislația altor țări? Pe păi bune? Nu, asta e vorba de drept internațional public. Nu stabilim noi ce lege. Păi cum nu noi? Eu dau bani, păi eu stabilesc nu, cum nu, fac este asta. Este vorba de un contract între două state? Nu. Stați un pic, că nu e așa. Am terminat și o facultate. Un contract între două state. Deci, eu sunt cel care plătește. Dacă sunt păgubit, este un contract, se supune legilor dreptului internațional public și este negociat între părți. Nu poți tu să impui tu regulile tale că ești tu România. Trebuie să negociezi cu statul respectiv. Este o situație de egalitate juridică între doi parteneri juridici. Revenind la F-16 acum. F-35, pardon. Noi acum suntem, practic, în flancul estic, la graniță NATO, graniță UE, cu cea mai lungă
graniță, cu o zonă de conflict, nu poți să ai pretenția să vină, ce să facă? Să vină americanii la Cugănicianu să-și aducă avioanele lor, că noi nu suntem capabili să ne dotăm. Este o situație, într-adevăr, de criză, ca să spun așa, din punct de vedere geostrategic, la zona noastră. Din buget. Și banii nu se dau acum, pentru că este o adevărat, din ce am înțeles și eu, e o adevărată procedură, atât în România, cât și la ei. Trebuie și acolo aprobat de Congres. Deci nu este mâine, nu dăm banii mâine. Important de precizat. Bun. Eu sunt curios câte din F-16 alea sunt operaționale, câte s-au ridicat, da, astea care le tot luăm de la portughezi, ce o să mai luăm de la norvegieni, câte s-au ridicat cu piloți români de la sol sunt operaționale. Sunt curios câte din Patriot-urile alea de le-am achiziționat, nu știu când, au ajuns în țară. Deci aici acum... Abramsurile alea de general, cred că ar putea da multe amănânt. Dar eu vă astea spun sunt că întrebări retorice. Alea nu sunt bune ca să ne apărăm sau să poarte muniție. Celea sunt pentru poliție militară. Adică ne ridicăm cu ele și spunem ne atacă băieții ăia nasoi. Și ne a venit drona de la Ismail. Și trimitem migurile. Ministerul Apărării Financiare, o echipă de fotbal a trimis solicitare la Parlament, știți cumva? Păi da. A și venit echipa și ne-a spus astăzi... Nu, echipa de fotbal, eu nu vorbesc de asta, dar ministrul apărării, știți că susține financiar o echipă de fotbal. De fotbal trimite. Bun, altă emisiune de sport. Eu sunt foarte mândru de echipa Camerei Deputaților, care a câștigat tot ce se putea. Ați invocat Vama, stați, că ați invocat Vama, vreau să vă arăt imagine zilei cu Vameșe, nu-i de la noi, care înghite 300 de euro să ne oprindă și o să vă întreb pe dumneavoastră, oare ce credeți că fac ai noștri? Sub formă de hamburger din ala cu foiță de aur sau așa, direct? Nu știu, haide să vedem, e din Manila dânsa. Are experiență. Haide să... Luase dintr-un bagaj 300 de... Euro din hârtie, nu-s ca leii noștri din plastic să-i înghiți și pe urmă să... Adică ăștia s-au... Au și fost dolari, mai din plastic. Și ăia tot din hârtie. I-a digerat, apare... E, dar noștri întrebare, se mai stresează ei așa? Că am văzut că prin Constanța, cel puțin în 2023, nu s-a raportat un gram de heroină, cocaină, nimic, adică... Dacă au înghițit, o să înțelege de ce e așa totul. E, la Marea Neagră, Marea Neagră a fost cel mai mare capturator de... Ne-a adus mare heroină, da. Era o veselie pe acolo, pe litoral. De peștișori. Erau toți la pescuit, zăpadă. Bun, haideți să vă mai arăt ceva, dacă așa să ne destindem pe final, doamnelor și domnilor, știți, podul, cea mai mare investiție românească, podul de la Brăila, ne-a costat câteva miliarde, au căzut niște șuruburi la un moment dat, dar important trebuie să vă anunț acum că și-a făcut și imn. Imn? S-a deschis podul la Brăila, mă duc ca să-mi iau mașina, să iau pe nevasta mea și să trecem Dunărea. S-a deschis podul la Brăila, mă duc ca să-mi iau mașina, să iau pe nevasta mea și să trecem Dunărea. Să venim, haideți să facem poze, să zâmbim, să ai o amintire în viața ta, cu podul de la Brăila, la podul lui Dudose să venim, haideți să facem poze, să zâmbim, să ai o amintire în viața ta, cu podul de la Brăila. Curajos peste măsură, doar cu o simplă semnătură. Asta e, doamnelor și domnule, faceți noi investiție, după care facem și imn. E bine, uite, se mai întâmplă ceva în România. Le mulțumesc invitațiilor din această seară. Victor Ciutacu, aici în studio România TV, nu pe podul de la Brăila, da, și el imediat s-ar putea să aibă un imn.
Important cu exclusivități. Bună seara, am fost pe podul de la Brăila înainte să inaugureze. Cred că tot dos a scris versurile astea. Vă aștept, domnilor și domnilor, doar câteva clipe la punctul culminant al dezvăluirilor. Am obținut documentul care îi demască, este lovitura serii. Transmitem din casa baronului capturat de procurorii DNA. Ce a lăsat pe biroul său și cum arată dormitorul lui Buzatu. Veți vedea în doar câteva clipe. Descoperirea spectaculoasă din camera de la etaj. Difuzăm imagini bombă. Și un documentar anchetă, imagini în premieră absolută. Ion Cristoiu prezintă bandele care se răfuiesc prin intermediul DNA. Curițele arestării, informații documentate de Ion Cristoiu, iar Dana Budeanu intervine și demască amantele din politică. Răsturnare de situație după arestare, prezentăm probele eliberării, iar dronele Rusiei par de neoprit prăpăd la câțiva metri de România. Iar clanul Firea Pandele primește o nouă lovitură. Ancheta torturii din zilele de bătrân se extinde. Cine a încercat să influențeze martorii? Procurorii au prins-o. Cum îi presa pe martorii din dosar? Iar torționarul Godei a decis să facă denunțul. O anchetă jurnalistică amplă despre frăția dintre Gabriela Firea și urmașii de la USR. Rămâneți merită.